Vă salut! Astăzi m-am gândit să fac un scurt tur al grădinii, să vedem cum arată plantele după ce a trecut valul de frig. Cartofi puși în găleți, un mic experiment să zic așa. Am văzut că sunt persoane care practică plantarea cartofilor în recipiente și vreau să văd cât sunt de productivi. Iese ceva, merită? Sau mergem tot pe varianta tradițională cu ei în pământ. Aici am usturoi. Usturoiul acesta l-am pus în primăvara anului trecut. Nu s-a făcut mai nimic de el. A murit, n-a apucat să facă bulbi și l-a lăsat în pământ. Iar în toamnă a dat din el și acum arată foarte, foarte bine. Pe partea aceasta căpșunile s-au tot copt, am tot cules, le-am făcut o rărire drastică în primăvară, pentru că a fost tot patul plin, nu se mai înțelegea nimic. Sunt bune, sunt dulci, le-am acoperit cu o plasă antipăsări, pe niște cadre, să le spun așa, din fibră de sticlă, se găsesc de cumpărat. Și un avantaj, sau un alt avantaj al paturilor înălțate, cu margini de lemn, am pus aceste șuruburi, de care am prins plasă. Și atunci, doar așa, o ridic și o prind înapoi. Foarte simplu. Revenind la grădina, roșiile, văd că le merge foarte bine. Nu se simte că a trecut frigul peste ele. Morcovii. Sunt doar o parte dintre morcovi care au răsărit în prima fază, când i-am semănat. Aici partea aceasta, tot cu morcovi, semănați ulterior, că au început să-și răsară. Uite bine. Începe să se și deschidă floarea la roșiile astea. Da, chiar îmi place. Tomatele arată foarte bine. Mai sunt câteva excepții. Îndepărtăm. Îndepărtăm. Așa. Ardeii. Deci sunt puțin cam șifonați. Dar totuși arată destul de bine. Ideea e că am avut și temperaturi cu minus. A fost minus un grad noaptea. Acum chiar dacă s-a mai încălzit de câteva zile, în timpul zilei sunt 20 de grade, dar pe timpul nopții sunt 6-7. Dar văd că totuși arată destul de bine. Ceapa crește fără stres. Crăițe au fost mici, prăpădite, le-am semănat destul de târziu. Aici în vinete, frunzele de la bază s-au îngălbenit, dar vârful de creștere văd că este ok. Frunzele din vârf sunt verzi, la fel și aici. Toate că ardeii și vinetele sunt destul de pretențioase când vine vorba de căldură, chiar sunt mulțumit că au trecut cu bine peste valul ăsta de frig. Repet, am avut temperaturi foarte scăzute, temperaturi negative pe timpul nopții și nu le-am acoperit cu nimic. Cu agril, nu am mai avut timp, n-am mai apucat, dar văd că totuși au supraviețuit. Aici am niște fire de praz. Salata iceberg, salata de căpățână. Și asta a crescut
a făcut frumos din lacrima, a oprit temperaturile scăzute, a fost și un pic de soare, au lumină. Astea au crescut prea, prea mari, încep să înflorească, dar cu toate acestea nu sunt amare. Castraveții și fasolea o luagă. Arată relativ bine. Le-am ținut să treacă valul de frig. Le-am făcut răsad. Le-am ținut un pic prea mult. Și au început să înflorească. Nu prea se împacă cu temperaturile scăzute de pe timpul nopții. Repet, undeva 6, 7, 8 grade pe timpul nopții. De la 22 din casă. Nu prea le convine, dar văd că sunt ok. Vârfurile de creștere sunt ok, înfloresc. Chiar dacă frunzele de la bază se îngălbenesc, se ofilesc, nu este niciun fel de problemă. Atât timp cât vârful de creștere arată bine, totul e ce trebuie. Pe jos am făcut un mulci din gazonul tăiat. Protejează solul împotriva eroziunii. Nu lasă buruienile să crească. Și chiar dacă mai cresc buruieni aici colo, ele sunt superficial prinse. Ies cu tot cu rădăcină. Așa. Nu lasă... Păstrează umiditatea în sol și nu lasă să se pârjolească sub razele soarelui. Pământul rămâne afânat și este reavăn. Cam așa se prezintă. Se putea și mai rău. Văd că extractul de salcie și-a făcut efectul. Exact ce trebuie, să fie antistres. Acum așteptăm zile mai călduroase și să pornească și mai bine în vegetație. Aici este usturoi pus din toamnă. E mai gros ca degetul mare. Arată super. Și aici am ardei bulgăresc. Ăsta săracul, după ce că a fost mititel când l-am pus, ăsta l-am cumpărat răsadul, nu l-am pus eu. După ce că a fost mic și prăpădit, am mai dat și frigul în el. Dar e ok. E ok, e verde. Vârful de creștere nu e afectat. O să-și revină destul de repede. Cam asta este. Să mai fac și pe parcurs câte un update. Să vedem cum se prezintă, cum evoluează. Asta a fost tot. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare. Numai bine!